Ce au în comun dovlecelul, ceapa și cartofii? Ei bine, pot fi crescute de un începător în ale grădinăritului cu mare succes și cu mare ușurință. Haide să-ți explic. Atunci când pornim o grădină de la zero, trebuie să avem în vedere câțiva factori foarte importanti. După părerea mea, primul aspect la care trebuie să ne gândim este ceea ce urmează să plantăm ne vor fi cu adevărat de folos. De multe ori s-a întâmplat să văd pe internet o legumă sau un fruct foarte interesant, cu un aspect exotic și am fost tentată să încerc a-l crește. Dar de cele mai multe ori am dat greș, pentru că acea legumă sau acel fruct nu se potrivea pentru temperaturile din zona mea. Așa că, prima dată, documentați-vă ce legume, fructe cresc foarte bine în zona în care locuiți. Iar ca începător îți recomand să stai departe de praz, bame, castraveți, varză, cartoful dulce și multe alte legume care necesită atenție extra din partea noastră. Al doilea aspect pe care ar trebui să-l ai în vedere este tot o întrebare. Grădina pe care urmează să o pornești este constant îngrijită sau primește atenția ta doar la sfârșit de săptămână? Având în vedere posibilitatea că cel care pornește o grădină de la zero nu este mereu prezent pentru a o îngriji, aceste trei legume sunt perfecte. Ceapa, cartoful și dovlecelul. Ceapa se poate planta mult mai devreme, la începutul primăverii. Cartoful necesită temperaturi puțin mai ridicate, la fel și dovlecelul, pentru că sunt mai sensibile la îngheț. Ceapa, în schimb, nu este sensibilă la îngheț. Ea poate fi plantată chiar și de toamna și primăvara să avem codițe de ceapă proaspete, bune, numai bune de folosit și de mâncat. Ceapa poate fi crescută foarte ușor, mai ales atunci când ne folosim de sistemul de permacultură. Dar poate fi folosită și în sistemul clasic. O plantăm în șențulețe. Pe șir, la distanță cam de o palmă. Sau împlântată pur și simplu, tot la distanțe egale, direct în pământ, dacă pământul este bine apunat. Ceapa nu trebuie udată constant, de aceea este potrivită pentru cineva care poate să-i acorde atenție doar la sfârșit de săptămână. Și o udăm doar atunci când este cu codițele fragede vers. Când acestea încep să se ofilească, să se plăștească, e prea târziu să mai udăm ceapa, pentru că aceasta poate începe să putrezească. Deci ceapa este minunată, pentru că o putem folosi în toate etapele ei de creștere, și atunci când este verde, și atunci când este uscată. Cred că am vorbit suficient despre ceapă, așa că să trecem la cartofi. Cartoful este o legumă minune, îmi place mie să-i spun, pentru că este foarte ușor de crescut, versatilă atunci când vrem să o gătim și mai ales foarte sățioasă. La fel ca și ceapa, se poate crește prin sistem de permacultură. Cartoful se așează pur și simplu pe pământ. Și se acoperă cu un strat generos de mulci, paie, tocătură de lemn, ce avem la dispoziție. O parte mai puțin pro la sistemul de permacultură este faptul că atunci când dorim să plantăm o cantitate mai mare, pe o suprafață mai mare de teren, este mult mai greu de gestionat. Cartoful plantat prin sistemul clasic necesită practic 4 săpări pe an. Prima săpare atunci când formăm șanțurile pentru a semăna cartofii. Se seamănă cartofii pe șiruri la o distanță de aproximativ 35 de centimetri între cartofi și distanță de 50 de centimetri între șiruri pentru a avea suficient spațiu de creștere, de dezvoltare. Urmează a doua săpare a cartofilor pentru îndepărtarea buruienilor care cresc odată cu creșterea cartofului, deci se îndepărtează buruienile și în același timp se și umple
cuiburile de cartofi. A treia săpare, din nou pentru a umple cuiburile de cartofi, pentru că după un timp, odată cu precipitațiile, pământul se tasează, iar a patra săpare se face la final când se scot cartofii. Cartoful se mai poate crește și în găleți sau în saci de rafie sau în saci aceia speciali pentru depozitarea cartofilor, aceia cu găurele mai mari. Eu am încercat odată să-i cresc într-un astfel de sac și au crescut, într-adevăr, dar au nevoie de udare, măcar o dată pe săptămână. Și trecem la ultima legumă, dovlecelul. Eu am aici doar niște semințe de dovlecel și acestea nu are rost să le semănăm încă, pentru că suntem abia la începutul lui martie și este mult prea devreme. Din experiență proprie vă spun că nu am dat greș niciodată cu dovlecelul și îmi place foarte mult că și acesta este la fel de versatil atunci când îl gătim. Poate fi folosit la mâncăruri sărate, cât și la deserturi. Este o legumă foarte sănătoasă și nepretențioasă, ușor de crescut pentru un începător. Cel mai bine pentru a avea succes atunci când creștem dovlecelul din sămânță este să le pornim în alveole. Eu de obicei pun câte două semințe în fiecare alveolă, pentru că dacă una nu crește, crește cealaltă cu siguranță. Iar în felul acesta nu sunt prea multe să se zbată pentru loc și resursele de nutrienți de care au nevoie. Când a crescut planta suficient, o transferăm în pământ. Foarte atenți să nu mai avem îngheț, pentru că sunt sensibile și dacă vor îngheța, trebuie să reluăm totul de la început.